noi după ce că suntem ținuți ca niște animale în frig, noi n-am mâncat de ieri, nu avem mâncare la noi, am fost goniți în Italia, plecați în țara voastră, ca să ce? Venim în țara noastră și suntem de la 4? Cine ne-a dat un pahar de ceai? Și banii noștri sunt aici. Banii noștri și sănătatea noastră am lăsat-o în Italia, banii noștri am adus în România. Ce se întâmplă? Animale, am ajuns? Păi am terminat stagiunea și ce? Am ajuns, am venit acasă, nu? De acolo am venit, că nu mai aveam unde să stăm. Am venit acasă și ce fac la graniță cu noi? Nici măcar nu știm unde ne ducem, ce centru. Noi suntem din Cluj, colegii noștri sunt din Arad. Nu ne-au spus unde ne duc. Te-am înțeles, acolo este o persoană suspectă de virus ăsta. Încă o dată repet, nu fiind într-o zonă turist maxim, e chiar zero. Până ieri a fost zero. Mă nebunim să spun că vin de acolo, de la Milano. Fac și eu, Caterin, că ați nebunit planeta cu asta. Cu ștouul ăsta, cu virusul, cu coronavirus. Ați mai văzut dumneavoastră un coronavirus? Eu n-am văzut niciun. Voi dumneavoastră ați văzut? Eu vin de la Lyon și mă ține aici. Am mașină din Italia, am familie în Italia. Cumpărată de 6 luni de acolo. Și ce v-au zis că se întâmplă? Nu, acum așteptăm să vedem ce spun domnii acolo. Mi-a luat actele și de ea. Dacă se pune la un test, facem un test, suntem sănători, dar nu suntem bolnavi. Dumneavoastră v-aș duce la copiii dumneavoastră dacă știați că sunteți virusat? Ați avea pe ăsta să ajungeți acasă să virosați și pe alții? Dar nu e niciun virus. Virus are calculatoarele, virus au telefoanele, nu noi. N-are cum să avem noi. Ei intră primii, cred că sunt în carantină, nu? Gigi și Katie.